Începând cu data de 1 aprilie 2024, râmnicenii vor plăti mai mulți bani pentru gunoi. Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea a aprobat majorarea tarifului de salubrizare. Astfel, pentru populație, tariful pentru colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale va ajunge la 18 lei și 9 bani, inclusiv TVA. Punctul 8 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea începând cu data de 1 aprilie 2024. Avizele comisiilor de specialitate, numărul 1, aviz favorabil. Numărul 2, favorabil. Numărul 3, aviz favorabil. Discuții, supun la vot cine este pentru, 13 voturi pentru, împotrivă, abțineri, 8 abțineri. Până la 1 aprilie, tariful pentru gestionarea deșeurilor municipale în cazul separării incorrecte a gunoiului a fost de 14,47 lei cu TVA inclus. În acest preț se regăsesc un tarif de colectare și transport de 3,20 lei fără TVA, o contribuție de 1 leu și 40 de bani pentru economia circulară, un tarif pentru tratarea gunoiului în valoare de 5 lei și 61 de bani și un tarif de depozitare de 2 lei. După majorarea aprobată de Consiliul Local, prețul pe care un râmnician care locuiește la bloc trebuie să-l plătească ajunge la 18,9 lei cu tot cu TVA. Primarul Mircea Gutău susține că prețul pe care populația din Râmnicu-Vâlcea îl plătește pentru gunoi este mult mai mic decât în Călimănești. Referitor la taxa de salubrizare, vreau să vă spun că da, s-a mărit cu 2 lei de persoană pe lună. Eu consider că este un preț acceptabil, având în vedere că firma pe care mi-a adus-o, apropo, tot consilierul liberal, viceprimarul fără atribuții, firma respectivă are prețul de colectare la Călimănești, dau un exemplu, la Călimănești, prețul actual este 20 de lei de persoană. Începând cu data de 1 aprilie, utilizatorii non-casnici vor plăti 431 de lei per metru cub fără TVA.